Ca în toate comunitățile și la Pâncești, toată suflarea comunei s-a reunit. Unde în altă parte, dacă nu la școală, pentru a marca un dublu eveniment. Sărbătorirea Marii Uniri de la 1918 și 148 de ani de școală publică la Pâncești. Marcăm dublu eveniment de la noi din școală, odată cu centenarul, primul eveniment este centenarul, iar al doilea eveniment vrem noi să facem așa o tradiție de aici încolo și să sărbătorim luna decembrie, zilele școlii. Pentru că căutând așa un pic prin arhivă și uitându-ne și în monografia satului, am văzut că școala noastră are 148 de ani de la atestare documentară. Deci în 2020 o să fac 150 de ani și sperăm să ne vedem și la anul și în 2020 să sărbătorim împreună. Elevii școalii noastre au pregătit un program, un recital de poezii, cântece, avem și o expoziție de desene și la care vă mulțumim că ați venit, sperăm să vă bucurați și cel mai important este să vă sădim așa în suflet sentimentul patriotic, pentru că mâine este Sfântul Andrei, ocrotitorul României, iar apoi mâine este ziua națională a României. Având în vedere că școala noastră a împlinit anul acesta 148 de ani, vă vom prezenta un scurt istoric al acesteia. Școala Pâncești. Înființarea școlii în comuna Pâncești are loc imediat după reformarea învățământului promovată de Alexandru Ioan Cuza. Prima statistică oficială în care este citat învățământul din comuna noastră, fiind cea din 1870, este menționată existența unei școli mixte în cantonul Pâncești. Potrivit statisticii din 1870, comuna Pâncești avea 7 cântune, 2 școli mixte și 96 de copii cu vârstă de școală, dar au fost înscris 76 de copii la începutul anului școlar. În anul școlar 1884-1885 este menționat și primul învățător, Neculai Capiță. La mulți ani România, înainte de a vă adresa câteva cuvinte, am gândit un moment, ați văzut după ce acești minunați copilași și-au prezentat programul lor artistic, care, sincer vă spun, m-a emoționat de aproape, am reușit să plâng când îi vezi cu atâta patriotism în ei, sper să-l aibă și atunci când vor crește. Am invitat un cetățean cu regretul că în cadrul comunii nu mai avem niciun cetățean care să fi trăit evenimentele de atunci. Sunt 100 de ani totuși, este foarte greu să avem un veteran, dar am invitat un domn de 80 de ani care îl rugăm să ne adreseze câteva cuvinte, să putem face o analiză și noi și copiii despre ceea ce era atunci, oarecum acum 80 de ani și ceea ce este astăzi. Acum 80 de ani m-am născut și eu. Acum 74 de ani am intrat în școală la Sâncăia, cum ați intrat și voi. Mă rog, am să plâng acasă aici. Pentru că m-am născut în 1939, atât, poate l-am văzut pe tata sau nu l-am văzut, când 41 au plecat și nu mai venit și astăzi. Care au fost cel mai periculos război. Manifestarea s-a încheiat cu un parastas de pomenirea tuturor localnicilor, oficiat de un sobor de preoți în frunte cu preotul protopop Dragoș Munteanu. Conținutul întregii manifestări, care a fost cu adevărat emoționantă, îl veți putea vedea într-unul din grupajele noastre viitoare.